Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Urmăresc fere mult acest cuplu de domnișoara Sila, mă doare sufletul căci 100/100 este îndrăgostită de domnul Halil. O admir fere mult pentru curajul dumneai că a plecat din acel haos și am fost foarte supărată pe domnul Halil că nu a aparat-o la statutul dumnealui. Putea să aibă un cuvânt de spus, dar nu se știe ce a fost acolo. Domnișoara Sila a insistat, mai bine spus l-a arătat inelul, fere pe degetelul dumneaei și astăzi am văzut-o la un interviu și m-am uitat la degetelul dumneaei. Inelul era la locul lui, o fi adevărat nu știu, dar măcar mă mint frumos și mi-a lină sufletul, ceea ce nu ați crede că ar putea să ne mintă, sunt oameni serioși de renume mondial. Sunt mari actori de renume mondial, nu mai zic că au numai calități. Felicit pentru sinceritate de ve și pentru că sunteți o familistă convinsă. Dacă aș putea v-ați dărui tot respectul din lume, vă doresc multă sănătate să vă traiască fetița și Dumnezeu să vă ocrotească întreaga familie. De tot ce este rău la ora actuală pe pământ, sunt o femeie totodată admiratoare de ve din acest moment, Firomania Birlad. Cu toată admirația și aprecierea pentru doamna Sila, s-a perfecționat și dezvoltat pasiunea pentru teatru, alături de Halil. Tânăra, Sila la 18 ani, când a luat contact cu scena, Halil Bey era deja un nume recunoscut în lumea artistică. La propunerea lui Halil a fost distribuită în scenariu Emanet. Regretabil că persoanele care prioritar pentru dânsele au fost acuzele, jignirile, calomniile la adresa unor artiști. Socoteala este că de când Sila a ieșit din stigmatizarea sezonului 3 e bine din cauza duelului Halil, pentru tot efortul pe care îl face, bine pentru că este un actor bun, nu poate ridica numărul participantilor pentru că acționează acum. Pentru că nu are valoare, este manipulat de femei promiscue și invidioase. Dreptatea divină va avea grijă de fiecare. A trecut din nou. Acest lucru nu este în folosul tău, ci pentru a-ți folosi talentul prețios în favoarea acestui rod și a celor care lucrează în Emanet. Halil vrea să-l aibă alături pe Nanuca. Sila ar trebui să împiedice fotografia ei din sezonul 1 și 2 să fie eliminată și anulată, încă o dată Halil folosește și profită de talentul ei de actorie pentru a se promova în al treilea număr cu Nanuca. Nu o iubește, doar profită de persoana ei naivă și decentă. Dezbracă-l pe acest om de viața sa vrednică și admirabilă odată pentru totdeauna. Sunt mulți bărbați tineri și sinceri ca tine, fiind sau nu actori, nu-l lăsa pe acest căutător de aur să se amestece și să-ți pui viața și cariera în pericol. Sila nu are nevoie de nimeni. Popularitatea o face singură, Halil îl iubește și e diferit dacă este dragoste sau prietenie, întotdeauna e plăcut să-i vezi împreună, ține-te bine, ești o putere și nu ai nevoie de nimeni pentru a fi ceea ce ești. Sila este populară și iubită pentru talentul, frumusețea, modestia, sensibilitatea ei, pentru caracterul frumos și sufletul ei bun, nu are nevoie de Halil. Pentru popularitate, Sila strălucește cu fiecare zi ce trece. Chiar nu cred că Sila este o actriță grozavă și o demonstrează în chizilcic sărbetic cu evaluări mereu în sus și nu cred că Emanet poate ține pasul cu ratingurile și arată că nu cred că Sila are nevoie de el, poate dimpotrivă de vreme ce cu Nana alunecă din ce în ce mai jos. Serios. Acești comentatori spun fiecare. Are Sila nevoie de cineva care să-i sporească popularitatea? Sila îl iubește cu adevărat pe Halil, dacă nu l-ar fi iubit, nu i-a păsat de el o tânără prințesă cu un bărbat atât de tânăr, crezi că dacă nu l-ar fi iubit pe Halil nu ar fi fost departe de el pentru mult timp? Trăiesc unul pentru altul cu atâta dragoste. Ți-a spus un mărturisire că te iubește? Cât de mult poți fantezi? În timp ce a lucrat cu el, l-a cunoscut foarte bine, uită-te la pozele în care nu pozează, mergi și țin-o de mână, care este fața ei, au scris că s-au certat mult, au cochetat în fața ei, ea a iertat totul, cu excepția trădării și a cuvintelor sincere după ea.
și apoi spui că ea îl iubește? Da, doar o bătrână nebună îl poate iubi pe Halil acum. Nu este nevoie să identifici forța cu Halil. Halil și degetul mic nu merită forța, trădător ieftin, corupt. De câte ori le-am cerut blogerilor să tacă pe subiectul Power plus Halil. Această pereche nu există și mulțumesc lui Dumnezeu că forța a aflat despre nesemnificația și răutatea lui Halil. Nici ultimul ticălos, poate, nu ar fi putut face asta cu partenerul său, care l-a ridicat pe Halil la înălțime cu serialul TV Trusted. Anterior, cine îl cunoștea pe Halil ca actor, dar talentata actriță Sila l-a adus în lumea cinematografiei. A fost model de modă și cântăreț și acum este actor. Printre musulmani este cea mai importantă căsătorie religioasă, dar Sila Halil sunt mai moderne și pentru modul lor de viață este posibil, dar m-ar surprinde foarte mult având în vedere familia lui Halil. Sila a terminat ca în contractul lui, știi că pe Kakail pentru a elimina fotografiile lui Sila de pe Instagram poate fi, de asemenea, un truc, dar mulți spun că Kill sunt într-o relație și Kill este obligat să se ascundă din nou. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii!